Capitolul 16. Pilda ispravnicului necredincios. Isus a mai spus ucenicilor săi. Un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și a zis, Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteala de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic." Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia?" Să sap nu pot, să cerșesc mi rușine." Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor." A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, Cât ești dator stăpânului meu?" O sută de măsuri de unt de lemn," a răspuns el și a zis, Ia-ți zapisul și șez de grabă de scrie cincizeci. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? O sută de măsuri de greu, a răspuns el. Și a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii viacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mustrări făcute fariseilor. Fariseii, care erau iubitorii de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Isus le-a zis, Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.